Dragii mei, în această zi de 8 august, aș dori să privim împreună în textul biblic planificat pentru astăzi. Mă voi referi la cuvintele scrise de către Apostolul Pavel, în scrisoarea adresată credincioșilor din Roma, în finalul capitolului 8, începând cu binecunoscutul verset 28. Cuvintele Apostolului au avut menirea de a încuraja pe cei care se găseau atunci în perioada de necaz și încercare. Ideea majoră, subliniată aici de către Apostol, este că Dumnezeu a elaborat un plan înainte de întemeierea lumii, plan pe care îl pune în aplicare în dreptul nostru, motiv pentru care nu ar trebui să fim îngrijorați atunci când asupra noastră a credincioșilor se abat anumite încercări. De fapt, orice circumstanță, chiar aparent nefavorabilă, incomodă, este folosită în suveranitatea și în providența divină pentru a contribui la binele pe care Dumnezeu îl intenționează pentru noi, și anume ajungerea la a ne împărtăși de plin de chipul lui Hristos prin glorificare, care este ultima etapă din procesul mântuirii noastre. Actualmente ne găsim încă în procesul de mântuire, proces care cunoaște anumite etape. Prima etapă are de-a face cu trecutul nostru etern, cum spune Apostolul Pavel, referindu-ne la alegerea noastră în Hristos. Apoi a doua este cea chemării efective la mântuire, având de-a face cu trecutul apropiat. Justificarea este văzută ca fiind de actualitate și fiind complementată actualmente de mijlocirea perpetuă și eficientă a lui Hristos. Glorificarea care vizează și răscumpărarea trupului, deci etapa de încheiere a procesului mântuitor, este cea care, evident, va urma în curând. Ei bine, întrebările Apostolului, puse în cascadă progresivă, intenționează să evidențieze că nimeni și nimic din Univers nu ar putea reversa acest proces odată început de Dumnezeu, care îl va duce la bun sfârșit. Este ca și cum s-ar spune că dacă un proiect al unei case a fost deja conturat și autorizat, acel proiect va deveni realitate fizică, indiferent de intemperii sau de orice alte obstacole posibile. Casa va fi terminată, etapă cu etapă, deoarece proiectantul și constructorul, în cazul nostru, sunt una și aceeași persoană. Dragostea divină pentru noi s-a manifestat pe când nici nu existam fizic ca entități. Atunci am fost aleși pentru mântuire. Acum suntem deja pe bancul de lucru al lui Dumnezeu, iar viitorul ne este deja prestabilit, adică acela de a semăna cu Hristos, primul din seria noii creații. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât nu va permite unor circunstanțe nefavorabile să împiedice punerea în operă a restului de faze care ne vor conduce garantat la finalul prezervat. Este ca și cum niște părinți ar fi luat în adopție niște copii orfani, părinți care nu se mulțumesc să obțină doar actele juridice prin care acei amărâți și nepăstuiți să fie trecuți pe numele lor, ci vor face toate eforturile ca cei copii, să fie atât de bine tratați încât să obțină tot ce le este necesar din ceea ce dețin părinților. Dragostea acelor părinți nu se rezumă la selectarea copiilor dintr-un orfelinat, nici la perfectarea actelor de adopție, ci se revarsă în valuri peste acei copii, făcându-i buni pentru societate, pentru viață. La fel, Dumnezeu se angajează în favoarea noastră până în veșnicie. El nu se mulțumește să ne ofere niște firimituri de moment, la fel, Dumnezeu nu s-a limitat să aleagă poporul Israel dintre toate națiunile lumii, ci l-a chemat și apoi l-a răscumpărat din Egipt prin mari intervenții, l-a hrănit și l-a adăpat în pustie, iar în final a ajuns chiar în Canaan. Procesul intenționat inițial, iată că s-a și finalizat. Au fost multe piedici, dar nu Dumnezeu a abdicat pe traseu, ci doar unul dintre cei aleși. Cum bine știm, Dumnezeu a avut resurse mereu și în cele din urmă au ajuns în Canaan cei care au rămas în acest plan divin. Lui Dumnezeu nu i s-au putut împotrivi nici, nici egiptenii, nici popoarele Canaanite, nimeni, nici măcar uriaș precum Goliat. Dumnezeu a luptat pentru ei. Ei trebuie să fie doar încrezători că parcursul respectiv se va încheia pentru că Dumnezeu administra acel proces. La fel, pentru noi, cei din Biserică, Dumnezeu s-a angajat că, deși parcursul va fi dificil, totuși izbânzile vor fi de partea noastră, fără a fi periclitat obiectivul final. Dumnezeu nu ne promite o cale ușoară, ci doar un final sigur și glorios. Mai mult, ne garantează că orice adversitate actuală va fi gestionată în mod înțelept de către Dumnezeu, lucrând în favoarea noastră, pentru binele nostru vremelnic și veșnic. Prin urmare, nu are sens să ne îngrijorăm în pofida dificultăților inerente actuale. Dumnezeu țese în prânza vieții noastre necazuri care contribuie la produsul final al vieții noastre eterne. Împotriva noastră nu se poate face nimic de vreme ce suntem deja în planul divin. Singura problemă ar fi ca noi singuri să ne detașăm din acest plan prin neascultare. Dar dacă noi ne menținem în regim de ascultare, Dumnezeu se angajează să ne conducă prin orice valuri până la sfârșitul procesului deja inițiat și aflat acum în derulare. Amintiți-vă de Iosif din Vechiul Testament. Dumnezeu a avut un plan pentru el, plan pe care îl a împărtășit în anii frageza ai vieții. Materializarea acelui plan pe care îl privea pe el și pe familia lui a avut de așteptat și a fost precedat de multe suferințe. Totuși, acele suferințe au fost convertite spre binele lui Iosif și al familiei sale. Dumnezeu procedează la fel și cu noi. Înainte de glorie, avem parte și de necazuri. Dar necazurile de acum nu sunt vrednice de a fi comparate cu ceea ce urmează să experimentăm în viitor, fiind practic o unealtă de a fi atinse obiectivele divine pentru noi. Știm bine că nu există rival de nivelul lui Dumnezeu. Suntem pe mâinile cele mai, mai bune și mai sigure din univers. Chiar dacă murim, tot biruim. Chiar dacă sărăcim tot cei mai bogați pe termen lung vom rămâne. Chiar dacă suntem bolnavi acum, oricum vom avea trupuri identice cu ale Hristosului proslăvit. Chiar dacă Satan mai lancează acuze, Dumnezeu ne reabilitează prin cel mai dedicat intermediar. Să strigăm încă de pe acum un aleluia în orice circumstanță, pentru că Dumnezeu are putere să perfecteze ceea ce a plănuit și a început deja să lucreze. Un asemenea Dumnezeu nu poate fi oprit de nimeni și de nimic. Vom fi cu Hristos și ca Hristos toată eternitatea, în condițiile pe care fie ni le imaginăm, fie nu, oricum vor fi superlative. Deci, să scrutăm orizontul veșniciei printre lacrimi, prin lipsuri, prin boli, prin persecuții, știind că acestea sunt doar partea acestei vieți scurte, fiind folosite și ele pentru a ne desăvârși pentru condiția eternă care va însemna un bine. neperturbat de nimic.